Păi vreau să încep. Bonjour, tu. Fă o prezentare. Bonjour, o prezentare despre ce vorbim astăzi? Păi subiectul este, din păcate aș spune, că nu pot spune fericire, este Virgilia Bloch, pentru că s-a întâmplat acum foarte puține zile ca un designer foarte important din ziua să, să moară din, mă rog, o bănuiesc că ați citit deja cu toții. A avut o formă foarte rară de cancer și a murit la 41 de ani, în plină activitate, ca să zic așa, pregătea acest show de la Miami și el chiar credea și toată lumea credea că va fi acolo. Și pur și simplu, câteva zile înainte de acest show, care era absolut pregătit de el în totalitate și 100% gata, s-a întâmplat această tragedie. În primul rând că avea doi copii mici, na, o familie, nevastă, cum are, în fine, e o poveste foarte tragică. Dar nu despre asta vreau să vorbim acum, ci despre ce a făcut el în toți acești ani, în care nici nu sunt foarte mulți, de fapt. Știi că el și-a început brandul, de fapt a început să lucreze în modă și a început brandul lui, primului brand care se numea Pirex, în 2012. Deci nici măcar nu sunt chiar atât de mulți ani, știi? Și a făcut atât de multe. El a câștigat acel premiu LVMH, care e o rampă de lansare, așa cum a fost pentru Jacques Mew. Da. Am văzut pe Instagram o chestie care mi s-a părut relevantă pentru ce a însemnat activitatea lui Virgilia Bloch în ultimii ani, postată de Jean-Charles de Castelbajac, care făcuse un desen foarte simpatic. Dacă e drăguță Denisa, o să intre pe Instagram la Castelbajac și o să arate acest desen în timp ce noi vorbim despre asta. Este un desen specific în stilul lui Castelbajac, cu patru săgeți care practic reprezintă direcțiile în care Virgilia Bloch a activat, pentru că nu a fost doar un designer de modă. Și Castelbajac spune acolo foarte simpatic, prin traseul acelor săgeți, cum am binat arta, muzica, design lifestyle-ul și moda. Da. Și asta mi s-a părut cumva relevant pentru activitatea lui. Sigur că poate să-ți placă sau poate să nu-ți placă Virgilia Bloch. Mie îmi pare foarte bine că vorbim acum despre ce a însemnat munca lui Virgilia Bloch. Evident că nu-mi pare bine pentru că s-a întâmplat această tragedie, dar în egală măsură mi-aduc aminte de un moment care s-a întâmplat în plin lockdown, când eram în lockdown și chiar cred că vorbisem cu Dominica în ziua aia. Ori în lockdown, ori după imediat, nu mai țin minte exact, oricum în plin epocă COVID, la moartea lui Albert Elbaz. Și am fost un pic trist și acum îmi permit să fac această paralelă, pentru că de Albert Elbaz sau despre Albert Elbaz s-a vorbit la momentul ăla mult mai puțin și mi-am dat seama de ce se întâmplă asta, pentru că nu era deloc o persoană expusă, pentru că nu era o persoană... Dacă mă întrebi, era altă generație. Dar nu vorba neapărat de generație, că nu era diferență foarte mare de vârstă între ei. Cred că nici măcar 10 ani nu erau între ei. Nu, Elbaz părea mai în vârstă, nu era foarte în vârstă, avea 50 și foarte un pic. Adică nu era o diferență uriașă. Da, știi că așa 10 ani... Nu era ca și cum am comparat Lagerfeld cu Jacques Mew în, sau... În materie de modă și de Instagram și de social media, da. 10 ani ăștia se... Da. Știi? Ce încercam să spun este că mie mi s-a părut că Albert Elbaz a avut o influență, nu știu, copleșitoare, inclusiv pe ce a însemnat amprenta, semnătura casei Lanvin și nu numai. Absolut, da. Și s-a vorbit mult, mult mai puțin. Nu spun că n-ar trebui să se întâmple asta în legătură cu, Dumnezeu să-l ierte, Virgilia Bloch. Spun doar că de multe ori și lumea modei e destul de picky când vine vorba de genul, de tipul ăsta de evenimente. Și mă rog, se ajunge probabil la un gen de contur foarte pompat, așa. E adevărat, știi? Că Virgilia Bloch era în ascensiunea cea mai... Au făcut din moartea lui Virgilia Bloch, au făcut cumva un eveniment de zi care s-a transformat în eveniment de săptămână, care s-a transformat în eveniment de lună și așa mai departe. Ori chestia asta mie mi se pare puțin nedreaptă, dacă mă întrebați, inclusiv pentru, nu știu, memoria lui Virgil Abloh, pentru că am văzut și foarte multe abordări care pur și simplu nu respectau acest drept la intimitate al unei familii și așa mai departe. Ori asta, da, mi se pare... Mă rog, eu ce am citit, să știi, și adică m-au impresionat toate comentariile pe Instagram. Și din ce au scris toți oamenii care l-au cunoscut, mi-am dat seama că era un om foarte cald, foarte drăguț, foarte bun. Serios, dacă ai citit cu atenție ce au scris cei care l-au cunoscut bine și apropiații lui, era într-adevăr un om special și foarte atent cu cei din jur, știi? În afară de faptul că chiar era foarte talentat și foarte ancorat în prezent. Adică el poate n-a inventat nimic.
neapărat, dar a știut cum să se raporteze la epoca pe care o trăim și cum să vină cu foarte multe lucruri noi, adică a transformat cumva acest street style în couture, a făcut, știi, a combinat, sigur că și Lagerfeld a combinat moda cu muzica și mai departe, dar el a făcut-o într-un fel foarte actual, în care, da, pe care l-am simțit foarte toți. Actual și de fapt și în cazul lui Abloh, ca și în cazul lui Gvasalia, ca și în cazul lui Alessandro Michele, ca și în cazul celor de la Mugler acum și nu numai, sunt multe, multe, multe alte exemple, se pune foarte tare accentul pe styling și noi la el am spus și spunem de vreo 10 ani de zile exact, chestia asta, că la ora actuală stylingul este foarte, foarte important, nu atât produsul în sine, sigur că și produsul în sine este important, dar ați văzut și voi ca și noi că în ultimii ani a scăzut foarte tare calitatea produsului și, mă rog, a crescut, prețul ideea, a crescut și prețul a crescut și s-a pompat și s-a ridicat foarte tare această idee de cum prezinți practic produsul. Adică e o chestiune până la urmă de marketing care prinde foarte tare. Pentru că la nivelul comportamentului cumpărătorului de modă, și o să vă rog să fiți atenți la chestia asta, în momentul în care el, cumpărătorul, consumatorul, face o alegere, el alegerea nu o face cum o făcea, nu știu, pe vremea când trăia probabil Yves Saint Laurent, când aveam garanția unei rochii din colecția Edition Soir. O face la acest moment strict pentru că este atras de un pachet, e atras de o vitrină, e atras de o formulă, e atras practic, în esență, de un styling. Nu știu dacă asta e bine sau rău, dacă ne apucăm să deconstruim acum și să luăm fiecare produs în parte, sigur că putem să vorbim despre asta 2 zile fără oprire. Din păcate se aplică inclusiv la Maison Margiela la treaba asta. Eu, de exemplu, am fost dezamăgit de ultimele produse pe care le-am cumpărat de la ei pentru că mi se pare că această calitate sau calitatea a scăzut înfiorător. Se aplică cu mici excepții cam la toți, dar în sfârșit să nu ne îndepărtăm prea tare de la subiect. Îți place mult să te îndepărtezi de la subiect, Maurice, dar mi se pare important să spun asta pentru că asta se aplică inclusiv la brandul Off-White. De care Virgil Abloh, bineînțeles că nu a fost... Nu mi se pare că a scăzut calitatea, n-a avut timp să scadă calitatea. Că s-a aplicat dintotdeauna. Adică nu pot să spun că am avut așa un fior sau că am avut un tremolo în momentul în care intram în contact cu produsele alea. Mai eu am avut, când l-am văzut prima dată, cel puțin, chiar, și când am fost la un show, cred că un singur show am văzut de-al lui, și mi-a plăcut foarte tare, că mi s-a părut exact doza aia de, ți-ai zis, muzica combinată cu hainele, un modernism, da, un aer foarte... Mă referam la produs. Da, nu mi s-a părut... Produs. Eu am niște suetere de la el, iar acele suetere sunt cele mai frumoase suetere ever, cele mai bine făcute suetere pe care le-am avut vreodată, să știi. Adică nu mi se pare că... Na, mă rog, în fine. Dar mai vreau să spun o chestie funny. Știi că la primul... Prima dată când și-a făcut primul brand ăsta, Pirex, în 2012, parcă, 12, scuză-mă, Maurice, știi cum a făcut? A cumpărat foarte multe cămăși vechi de la Ralph Lauren, care erau, nu știu, stoc morți sau ceva, pe care le-a imprimat cu acest brand al lui Pirex, le-a reimprimat peste carourile sau ce aveau ele de la Ralph Lauren și cu numărul 23, pentru că el l-adora pe Michael Jordan și el era 23 la basket. Și a vândut acele cămăși pe care le-a cumpărat cu $40 sau ceva genul ăsta, cu $500. Prima lui colecție, prima lui idee, știi? Adică a avut așa un flair de a face din ceva vechi sau, mă rog, din ceva deja existent, de a transforma și să toată lumea să nebunească. Da. Nu te-am impresionat, nu? Nu e vorba de faptul că nu m-a impresionat. Pe mine nu mă impresionează de multă vreme multe lucruri când vine vorba despre modă. De exemplu, mi-aduc aminte, dar nu, și eu sunt o persoană, nu că empatică, prea empatică, doar că am învățat în timp și în ani să cer o informație de alta. Și dacă mi-aduc aminte de ce a însemnat cu adevărat pionierat, sigur că mi se face pielea de găină și, nu știu, mă gândesc la mirosul de lăcrămioare și la ce a însemnat Christian Dior în modă. Bineînțeles, sau Cristobal Balenciaga, sigur că da, sau Elsa Schiaparelli, dar nu vorbim despre asta. Stai o secundă, Christian Dior a introdus Old White global și nu neapărat în legătură cu moda, cu orice, ideea de franciză.
Știu, dacă da, nu era Cristian Dior, franciza se făcut mai târziu. Nu, nu, nu. Ce încerc să spun este că ar trebui să ținem cont totuși de niște repere care vor fi cu adevărat repere eterne. Nu spun că Virgilia Bloch, săracul, nu asta va deveni un reper. Asta am scris în articolul meu despre Virgilia Bloch, nu este exact un reper. N-am spus da, asta. E poate un reper al zilelor noastre, al gen poate de reper. Poate să-ți placă sau poate să nu-ți placă. Sigur, evident, la fel și Cristian Dior, poate să-ți placă sau nu este estetica lui. Acolo e mai mult de atât, adică un om care a schimbat definiția, structura, tiparul, ce înseamnă garderobă feminină, este mai mult decât un designer. Este un om care a schimbat în primul și în primul rând mentalitatea unei epoci, se făceau schimbări foarte mari atunci în modă. Azi nu se mai pot face aceste schimbări. Azi e permis orice. Azi nu mai ai cum. Și dacă ești un geniu, tu nu mai ai cum să... Bineînțeles, dar trebuie să ținem cont de chestiile astea. E ca în muzică, dacă vrei, Domnica. E ca în muzică. Adică nu poți să compari o fată care ajunge în trending pe YouTube și care are o piesă făcută de alții și, nu știu, habar n-am, remasterizată, făcută pe calculator și așa mai departe, chiar dacă piesa aia devine un hit, chiar dacă clipul ăla conține niște mesaje care sunt hot în momentul la care ea lansează piesa, bon, nu poți să o compar, nu știu, habar n-am, cu David Bowie, da? Sigur. Ok, sigur că nu trebuie să fac neapărat comparația asta. Ce încerc să vă spun este că mie mi se pare foarte important în momentul în care facem un gen de analiză, cum am face-o acum, nu știu, pe colecțiile Off-White sau pe colecțiile menswear de la Vuitton și așa mai departe, să avem, să păstrăm în permanență un ochi critic. Adică ce înseamnă ochi critic? Să știm cu adevărat ce ne place și ce nu ne place. Dacă ne place, de ce ne place? Dacă nu ne place, de ce nu ne place? Bineînțeles, argumentat. Atâta tot, asta voiam să spun. Pe de altă parte, sunt de acord cu Domnica 100% cu faptul că Virgilia Bloch a reprezentat la momentul lui, până acum câteva zile, esența unei epoci. Asta nu poate contesta nimeni. Exact. Și că intuia foarte clar și la nivel de design, și la nivel de show, și la nivel de muzică, display, de orice vreți voi, da? Intuia care este realitatea estetică a momentului, ce este hot, ce este cool, ce se poate vinde, ce nu se poate vinde. Adică și-a aprobat aceste calități care nu poate contesta el nimeni. El n-a fost doar un designer, pe bune acum. A fost un om care a văzut, mai larg tot fenomenul ăsta al zilelor noastre și cumva și-a susținut foarte mult designer tineri. Mie mi se apropie că a făcut foarte multe în foarte puțin timp, asta vreau să am spun. Am spus în foarte asta, puțin timp, știi? Și asta e ceva de apreciat, bineînțeles. Da. Și, în fine, a fost primul designer de culoare la o casă cu istorie. Pe bune, asta chiar... Și hai să ne uităm prin fotografiile astea pe care din Denisa. Ne-am tot uitat prin fotografii. Nu mai are sens să intrăm în ideea tipului de styling propus de Virgilia Bloch și nu numai de Virgilia Bloch la Vuitton, a tipului de styling propus în general în ultima perioadă pe ce înseamnă ideea de garderobă masculină, pentru că aici intervine practic decalajul cu care ne confruntăm și știi foarte bine chestia asta, cu care ne confruntăm de ani de zile. Este foarte greu să explici unui cetățean care activează în acest spațiu de ce la ora actuală în 2022 se poartă șosete catwalk, cu short. Vedem un short, o pereche de șosete și un sacou cu un model trompe-l. E foarte greu să explici chestia asta, adică să spui ce. E o chestiune care ține până la urmă de educație, fiecare este dator să bine, crească. Și acum te întreb, cine ar purta ținuta asta? Lui, dar nu e vorba de cine ar purta. Ce facem pe un catwalk? Nu asta presupune, știu, Domnica. Da. Ne arată pe de altă parte aceste haine se vând. Epoci, pentru că dacă cineva ia sacoul ăsta, îl poate purta liniștit cu o pereche, cu o pereche de jeans. Da. Adică nu asta este problema. Oamenii de multe ori, din păcate, nu au capacitatea asta de a separa anumite informații de altele, în așa fel încât să înțeleagă ce e un act artistic, da, ce este un manifest și ce este până la urmă un produs care ajunge pe un raft sau pe un numeraș într-un magazin pe care noi îl cumpărăm sau nu, dacă ne place sau nu. Și e obositor, e frustrant și uneori chiar și amuzant să explici de ce se întâmplă lucrurile astea acum. Așa cum a fost amuzant când mi-a scris o doamnă pe Instagram care mi-a trimis niște capturi din ultima campanie Dries Van Noten, că nu mai a avut show, penultimul, pardon, în care apăreau niște fotografii blurate și mă întreba șocată de ce-i cu mizeria asta, că ei plăcea Dries Van Noten acum 10 ani și nu știu ce. Cum să explici unui om că ăla a fost un statement, că este un act artistic, că a avut o sursă de inspirație în pictura flamandă și că în mod evident, dacă ai fi intrat în 3 muzee în viața ta până la 40 cât avea doamna, ai fi înțeles, ar fi trebuit să știi de fapt și ar fi trebuit să intuiești în secunda minus 1 reperul pe care Dries Van Noten l-a dat și faptul că pictura flamandă a stat la baza inspirației pentru aceste imagini de campanie. Și sigur că a fost un statement. Îi place foarte mult să îndepărteze de la subiect. Dar nu mă îndepărtez. Are legătură inclusiv cu imaginea pe care o avem acum pe ecran. Și încercam să spun că oamenii trebuie să înțeleagă dincolo de imagine, da, să învețe, să facă analiză pe imaginea pe care o văd. Da.
Imagine pe analiză nu înseamnă a purta, aș purta sau n-aș purta. Nu interesează pe nimeni cine ar purta cutare. Un fenomen cutare. Și de un act exact. Artistic. Da. Adică trebuie să... Ale epocii în care trăim. Trebuie da. Să analizăm imaginea, să înțelegem. Uite, imaginea asta, da, cu short, sacou, ciorapi, 3/4. Să o analizăm pentru că este mai mult decât un style, nici decât o imagine. N-are legătură cu faptul că eu aș purta, Denisa ar purta, colegul nostru de la cameră ar purta sau dumneavoastră ați purta sau nu. Nu despre asta este vorba. Trebuie să trecem cumva de noi, pentru că nu noi contăm aici. E vorba de o industrie întreagă care se adresează, nu știu, unor milioane de consumatori din zone geografice diferite, culturi diferite, interese diferite, sexualități diferite. Și atunci asigur că un designer la momentul ăsta este obligat să le cuprindă pe toate. Da? E un designer greu, de bărbați e acum nu greu, o să mai da. Facă doar niște costume obosițele propuse cu o cravată și cu batistă la buzunar, că nu mai suntem în 1986, tip Octavian Ursulescu care prezenta Cerbul de Aur sau ce prezenta Ursulescu la Brașov sau la Sala Palatului. Ai să râzi, dar umerii ăia de sacou bun, așa au revenit. Au revenit, dar trebuie să înțelegem că uite-te, uite cum este sacou, trei numere mai mari. Asta înseamnă evoluție până la urmă. N-are legătură cu faptul dacă am purtat noi sau nu, nu despre noi e vorba, e vorba de un fenomen larg. Ori Virgil Abloh, pentru că n-am făcut o paranteză, m-am îndepărtat, asta era ideea, Virgil Abloh a înțeles aceste lucruri și s-a raportat la aceste lucruri înțelegând și având o deschidere enormă către ce înseamnă, nu știu, fenomenul muzical, fenomenul LGBT killer. Da, a început cu queer. Kanye West, știi, bineînțeles, nu? Cu Kanye West. Dar știi că amândoi au făcut... Black Matter și așa mai departe. Adică toate da. Mișcările care în ultimii ani de zile au zguduit din temelii... El a fost cumva, a participat la toate, la da. Toate aceste fenomene. Activ, adică. Da. Și dar știi că a făcut... Să vedeam colecții chestia asta. El împreună cu Kanye West, când au început brandul și, mă rog, el a fost creative director la compania lui Kanye West, au făcut un internship la Fendi. Da, da, mi-aduc ei aminte. Doi împreună. Mi-aduc aminte. Și se pare că acolo citisem ar fi... Da, se pare că ar fi venit cu tot felul de idei noi, ei fiind în internship, și că le-au luat în calcul la vremea respectivă și că au apărut produse făcute de ei, practic. Da. Uite, ăsta e un styling care îmi place foarte mult. Da, de și exemplu. Mie îmi place. Adică m-aș îmbrăca pe loc așa. Are și puțin retro, dar și foarte da, modern, știi? Da. Uite, pattern-ul ăsta, dungile, nu știu, dar așa overall e și puțin, și mie îmi place foarte mult. Dar mie mi-au plăcut și alea dinainte, nu pe bune. Mie îmi cam plac toate, sincer. Uite, mie și asta îmi place. Eu aș purta eu ținuta asta. Da, eu nu. Eu da. Gen și mi se pare oribil. Iar paltonul ăsta este impecabil. Pe da, bune. Asta este o chestiune deja, vezi, când spun că mi se par oribil, nu mă refer la faptul că el, produsul, el înțelege ce spun, da? Că da. Păi nu! Acum vorbim despre ce am purtat. Sigur că înțeleg, cred că toată lumea nu. Înțelege ce spui, știu. Mie îmi place... Faptul că eu n-aș purta, da. Da, nu înseamnă că scoate produsul din sfera lui de importanță. Oricum mi se pare din că contră. Absolut tot ce a făcut el de când a început tot. Să facă la Louis Vuitton pentru bărbați, mi se pare, de fapt, unisex. Adică eu aș purtat jumate dintre ținutele alea, dacă nu chiar pe toate, sincer, ele fiind adresate de bărbaților, le-aș purta pe toate. Am mai făcut o chestie foarte mișto, pentru că s-a implicat foarte tare și în linia de marochinărie, și în linia de bagajerie, și s-a văzut chestia asta, pentru că toate variațiunile lui pe temă dată, din gențile, microgențile, borsetele și așa mai departe, Vuitton, sub bagheta lui mi se pare că au căpătat o formă mult mai fresh, adică, nu știu, aplicațiile de litere fosforescente, mesajele, ei aveau colaborări la Vuitton, au avut undeva colaborări foarte mișto cu artiști internaționali, uriași, huge, dar ce a făcut Abloh a fost un fel de liant, adică a fluidizat așa foarte este, tare da. Comunicarea dintre partea asta stiff a casei Vuitton, exact, care încerca și, să fie da. Fresh, artiștii respectivi da. Și-a pus amprenta și de aici sigur că a rezultat o linie de accesorii. Da, era clar un om cu o viziune, cu o viziune foarte da. Wide, așa, știi? Da. Puțin oameni au asta, știi? Mulți da. Vin canalizați pe, uite puțin geanta da. Asta, e foarte și veche și nouă în același da, timp, exact. Ca și ținuta toată, ca știi? Și ținuta, da. Ador verdele ăsta, mi se pare impecabil, cravata albă, cămașa albă, caturile. Paltonul. Nu, superb. Vreau eu toate astea, Moris. Mi le iei? Ți le iau. Și aici vreau să spun jeans și îmi plac la nebunie. Da, ce să zic. Tot îmi place. E, uite, aici... Aici avem da. O discuție. Avem o discuție, dar da. Nu avem o discuție, pentru că... Ei, ba da, avem. Înțelegem avem o discuție. Acum ce avem? Avem o discuție. Da, iarăși am binat foarte bine un fel de super sport, adică cu super... clasic și prințesică, știi? Care n-are cum să nu-ți placă, de fapt, în 2021. Sau 20 de ani trecut, în 2022 poate să nici nu-ți placă, Domnica, ai dreptul de a nu-ți plăcea, da. E dreptul tău.
Asta nu înseamnă că nu înțelegem statementul exact, pe care omul ăsta l-a făcut și ce a propus el. Că de fapt asta mi se pare important să înțelegem. Da. Cum a declinat ideea de feminitate, cum a declinat, nu știu, un tip de umor, pentru că aici e o caterincă în stylingul ăsta, da? Da? Și cum da. L-a adus în ce înseamnă realitatea hadidiană a zilelor și noastre. Și prietena ta de la Haida Savoia. Bineînțeles, adică cu siguranță trata lucrurile și cu umor, dar și cu foarte multă seriozitate, pentru că până la urmă asta este cheia într-un marketing de succes în 2021, aproape 2022. Iar lui Virgil Abloh nu i-a lipsit deloc, ba din contră, le-a avut pe da, toate, pe le-a pus în aceeași rețetă de cozonac și a făcut o chestie realmente huge pentru ce a însemnat moda în ultimii 15-20 de ani. Da, realmente huge. Da, e un nume de care cu siguranță ne vom aduce aminte. Inclusiv chestia asta, ca știu cum să se apropie de un segment de care foarte puțin designer s-au apropiat în ultima vreme, adolescenții. Da. Adică dar în același timp și de Kim Kardashian bine. Și Kanye West, da, dar și știi cum asta a reușit să adune pe toată lumea. Gândiți-vă puțin la diferențele enorme și de culturi și de societăți, vârste și așa mai departe, tipologii. Avem, nu știu, cohorte de adolescenți îndrăgostiți, fascinați de sneaker și lui Virgil Abloh. Să nu-ți mai spune copiii mei, mă rog, Lia. Bineînțeles, dar toți copiii, toți adolescenții. Până nu m-a rugat Lia să ia o perechi de tenis. Până la, nu știu, consumatoare de modă, femei, fashioniste foarte bogate, care teoretic nu s-ar întâlni niciodată cu acest segment, cu acest sector al adolescenților. Și el i-a adus pe toți în același platou. Și asta și e fantastic. M-am frapat că și Ion și Lia au citit, bineînțeles că se uită pe Instagram, au citit, adică mi-au zis ei mie despre acest fenomen. Nu, și că a murit, adică au citit despre asta, știi? Dacă le spuneam despre Albert Elbaz, de exemplu, săracii nu... Da. Știau. Deci e clar că a avut o comunicare extraordinară cu... Uite, asta îmi place, stylingul. Asta foarte mult. Da, stylingul ăla cu rochițe blu nu mi-a plăcut deloc. Nu, nici mie. Nici mie. Da, mă rog. Nici mie, dar până la urmă, asta e o chestie foarte clară. Trebuie să și vindem, ei. Da. Trebuie să și vinzi de la un punct încolo și sigur că ăsta este un styling care va vinde nou metăruat. Da. Nu ne putem, adică nu ne putem opri la styling-ul ăsta când avem așa ceva, așa știi? Ceva, adică exact. E clar că un mic compromis există sigur, în orice, în orice întreprindere de genul ăsta. Mai cu seamă când vorbim de un trus ca LVMH-ul. Adică evident că ești obligat să... Dar scurează acum ce se întâmplă cu brandul Off-White. Bine, sigur merge mai departe. Cu siguranță va merge mai departe. Adică va ar fi păcat să nu meargă mai departe. Da, da. Sunt curioasă... Poate chiar Kanye West va cumpăra acest brand... Exact, al prietenului lui, cine știe, habar n-am, e doar o supoziție. De fapt, da, Kanye West l-a descoperit cumva. Mi s-ar părea simpatic să se întâmple asta și cred că și Virgil Abloh ar fi fost cumva mulțumit de această moștenire pe care o lasă, dacă ar fi știut, nu știu, cred, e doar o supoziție, dacă ar fi știut că va ajunge pe mâinile lui Kanye West. Da. Cine știe. Mai cu seamă că există această legătură puternică, puternică între ei, și muzicală, și umană, și pe partea, nu știu, artistică, de creație, de marketing, pentru că amândoi sunt oameni, Virgil a fost, din păcate, Kanye West este, în continuare, oameni care creativi și care au știut să vândă foarte bine. Ori până la urmă, de ce să nu recunoaștem, e foarte important în ziua de azi să știi să-ți vinzi produsul, e foarte important. Mai bine, cu seamă când există, unelte, ca au să zic avut, așa. Dar mai cu seamă când există mii de produse, de variante, produse, designer, case de producție, producători muzicali, în toată marea asta, în tot haosul ăsta, e foarte important să evidență, te decupezi din decor, să ieși în evidență și să-ți vinzi produsul. Uite, asta e o rochie care îmi place foarte tare, să știi. De ce nu ți-ai luat-o? Păi nu mi-am luat-o, dar uite că ai putea să porți rochia asta. Cu bocanci, cu bineînțeles că ai putea să o porți. Îmi place foarte tare, adică mi se pare că are exact acel sexiness, dar foarte ascuns, așa, știi? Și cumva sporty, da, îmi place foarte tare. Și asta mi se pare o ținută superbă, sincer. Dar știi că am văzut, da, aici... Dar nu-mi displace. Nici, e foarte mi se pare simpatic. Un statement. Da, păi normal e la asta. Adică... Dar știi că am văzut-o pe Naomi Campbell în ultimul show la care am fost, la care am participat. Eu era Naomi Campbell, care a defilat. Ultimul show... Ultimul show la care am participat. Nu mai știu, acum, cred, înainte de pandemie. Și era Naomi Campbell și eu vreau să fac o paranteză, spun că arăta superb. Da. Da, îmbrăcată în alb total, un costum alb cu pantaloni scurți, cu un sacou superb. Era impecabilă. Da. Era simpatic. Mi s-a părut, din păcate nu l-am cunoscut, cred că mi-ar fi plăcut să fac un interviu cu el sau... Roxana l-a cunoscut. Roxana l-a cunoscut. Mi se pare că era un om foarte, foarte simpatic și bon om, așa, știi? Dar auzi, zi-mi dacă ai citit mai multe despre acest eveniment care a fost la Miami. Nu. N-ai citit? Nu. Mă rog, au făcut acest show unde a fost un vibe foarte
happy cumva, n-au vrut să facă pe tristețe. Ceea ce mi se pare foarte ok. Adică, ce foarte ok, au făcut această statuie imensă cu el. Adică n-am dat-o în sentimentalismul ăla rusesc, românesc, ne smulgem părul din cap. Absolut, și toți spun hohote, că asta și-ar fi dorit el. Ca suferința și faptul că, nu știu, ai pierdut un om apropiat sau că s-a pierdut un talent sau nu știu ce, nu se manifestă neapărat. S-a vorbit foarte mult despre de el, erau toți prietenii adică, lui, toată lumea. Adică ideea că au făcut un eveniment unde s-a tratat totul și a fost tratată inclusiv moartea, dispariția lui într-o notă pozitivă și într-o notă plină de speranță, mi se pare de civilizat el... și definiția civilizației până la urmă. Și au proiectat pe cer cumva foarte frumos cu Virgil was here, foarte frumos. A fost impresionant. Îmi pare rău că n-am fost acolo. Păi, noi vă invităm să urmăriți în continuare activitatea acestei case. Nimeni nu știe în acest moment ce se va întâmpla. Vă invităm. Am scris în cazul o serie care, de articole pe el.ro, toți ne-am spus părerile. Pentru noi anuarie dedicat lui Virgilia Bloch în revistă, în print. Și să urmăriți în continuare ce vor face. Dacă n-ați urmărit până acum, poate să faceți un research pentru că merită să vă puneți la curent cu ce a însemnat personalitatea are... unui designer relevant pentru moda contemporană. Exact. Și cine are piese create de el să le țină. Pentru că vor deveni, pentru piese, că de vor deveni piese de colecție, vintage-uri la un moment dat. Inclusiv și... cureaua galbenă de care noi, sau mă rog, pe care noi am tot... Boicotat-o, la un moment dat, când devenise prea mult, dar uite că e un statement. Așa că stați alături de noi, pentru că ne întoarcem în cel mai scurt timp cu o Am uitat să spunem unde suntem, Moris, și suntem unde am la fost. Pot Stories, unul dintre restaurantele noastre preferate și vreau să vă spun că aici puteți mânca cea mai bună caracatiță, realmente. Nu, realmente, ai mâncat-o, caracatița, nu, cu cartofi zdrobiți? Eu nu mănânc caracatiță. E cea mai bună caracatiță și nu-mi place să fac nici complimente, nici să recomand cea mai bună aiurea carne lucruri. Aici. Și cel mai bun pește cu sos de soia și cu orez negru sălbatic. Astea sunt felurile mele preferate. Da. Vi le recomandăm. Și noi revenim curând cu o serie de comentarii. Ciao.